În a trei vom avea o primă demisie din cabinetul Ciuca. Dean Chesnoiu se pare că renunță la funcție după ce procurorii DNA au cerut ridicarea imunității parlamentare. Despre ce este vorba ne spune colega mea Corina Matlinski. Bună ziua, Corina! Da, bun găsit! Adrian Chesnoiu își va da demisia din funcție și din toate funcțiile pe care le ocupă în Parlament și în partid. Vă reamintesc că este ministru al Agriculturii și deputat în Parlamentul României. A luat decizia în urma ceea ce a transmis DNA-ul ca el să renunțe la această imunitate fără să mai treacă prin votul Parlamentului, totul după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că este vizat de un dosar penal pentru abuz în serviciu. Mai precis, spun procurorii Direcției Naționale Anticorupție că ar fi cerut mai multe subiecte pentru examene la direcțiile agricole din Timiș și Caraș pentru anumit favorit pe care i-ar fi avut ministrul Agriculturii. A trimis DNA-ul o cerere oficială de ridicare a imunității, a ajuns această cerere la Parlament și 6 volume din dosarul de urmărire penală. Practic este prima reacție oficială a ministrului Agriculturii Adrian Chesnoiu, care spune clar că nu așteaptă acest vot al Parlamentului și că urmează să își dea singur demisia. Asta înseamnă că Direcția Națională Anticorupție, după ce se va lua act de demisia lui, va putea oficial să îl cheme la sediul DNA și să îl pună sub acuzare pentru abuz în serviciu, dar și pentru că ar fi implicat la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu erau destinate publicității. Vă reamintesc informația de ultimă oră, Adrian Chesnoiu a decis să își dea singur demisia și să renunțe la această imunitate pentru a putea fi cercetat de către procurorii anticorupție. Corina, în mod normal, care ar fi fost procedura din momentul în care procurorii cereau ridicarea imunității, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai puțin de o oră? Ce s-ar fi întâmplat? Care ar fi fost parcursul juridic? În mod normal, Parlamentul ar fi trebuit să analizeze ceea ce procurorii DNA au trimis, în special referatul trimis de DNA, dar și cele 6 volume din dosarul de cercetare penală și să stabilească prin vot dacă sunt parlamentarii de acord sau nu să-i se ridice această imunitate. Dacă ar fi refuzat să ridice imunitatea în acel moment, DNA-ul nu avea pârghile necesare pentru a-l cerceta pe ministrul Agriculturii cât era în această funcție. Așa ar fi trebuit să se întâmple în mod normal, doar cu avizul Parlamentului puteau să continuă această cercetare penală. Iată că odată ce el renunță la imunitate, DNA-ul are care liberă pentru a-l pune sub acuzare. Corina, se știe ce conține acele 6 volume? Sunt interceptări, sunt filmări, sunt acțiuni de flagrant delict organizate? Ce informații ai? Vorbim despre 6 volume din dosarul de cercetare penală. Surse din anchetă spun că acest dosar a pornit de la DNA Timișoara. Acolo a existat o plângere împotriva șefei de la Resurse Umane, de la Direcția Agricolă Timiș și Caraș. Inițial ea era cea cercetată, iar după ce au făcut mai multe cercetări, procurorii DNA au reușit să ajungă la ministrul Adrian Chesnoiu. Deci, în principal, cu siguranță sunt acolo aceste mărturii ale celor pe lângă care ar fi intervenit un apropiat al ministrului și ministrul în sine, pentru că spune DNA că el ar fi intervenit în persoană, a intervenit direct la membrii comisiei pentru a promova un candidat care nu obținuse un punctaj corespunzător. Rămâne să vedem după ce va fi chemat oficial la Direcția Națională Anticorupție și ce alte probe mai au procurorii împotriva lui, dacă există anumite interceptări, anumite conversații telefonice pe care le-ar fi avut ministrul pentru a obține acele subiecte de examen sau exact cum a procedat pentru a ajunge la membrii comisiei și a-i asigura un post de șef de serviciu unuia.